Și în vlogul de astăzi o să, o să discutăm despre multe chestii, dar în general despre treaba cu aficiu meg sau bătăile acestea de stradă sau cum erau percepuții ăștia că n-a știți că înainte se percepea șmecherul, gen știi? Haideți să vedem! Băi fraților, după cum bine știți și după cum na se discută și știți că e vorba aia, domne, că înainte era 1 la 1 și acum vin 7-8 și sar pe 1 și nu știu ce și nu știu cum. Bă, da, într-adevăr am prins și eu, am 35 de ani, am prins și eu puțin timpurile alea, da? Nu foarte mult, dar cât să îmi dau seama și să văd anumite chestii. Și într-adevăr, da, înainte era bătaia parte în parte, știi? 1 la 1, gen care era tare, ăla era tare, să știa de câte unul că e tare, în cartier, în oraș sau înțelegi, și nu erau mulți șmecheri în cartiere la vremea aia, ce puțin vorbesc de la mine din oraș, erau 2, 3, 4 maxim, restul erau din ăștia de pe lângă ei sau chestii de nu știi? Dar smart 2, pe, aia se baza șmecheria acum 20 de ani, 2090, pe smart 2 pe ciumegăreală, pe pum, nu pe altceva, înțelegi? E rar mai scoteau cuțite și chestii de genul. E, și uh, toată lumea zicea, domne, unul la unul, nu știu ce, hai să ne batem parte în parte și nu știu ce, că acum vin uh, 10, 15, 7, 8 și s-ar pe câte unul. Bă, băi, în primul rând nu e ok. Nici eu nu sunt de acord să vii 5, 6, să sar pe câte unul, dar... Acum vă dau un exemplu. De fapt, mai multe. Întreaba asta cu nu e ok că domne au venit 5-6 și, și, au sărit pe el sau domne au sărit 5-6 pe mine. Bă, nu mai contează. În primul rând, hai să vă dau o chestie. Băi, când pleci la luptă, da. Prima chestie e să nu pierzi. Nu contează cum. că dai cu pământ în ochi, că-i dai cu briceagul, că-i dai cu reanga, că-i dai perversă, Important e să nu pierzi, că ești cu 5-6, că nu ești, bă, știi care e discuția, a? Da, băi, am fost cu 5-6, tu ești bătut, eu nu sunt, stop și pe 2, m-am pișat pe tine. Cam asta e ideea. Să nu pierzi, nu mai contează cum îl bați. Înțelegi? A doua chestie e că, bă, frate, de exemplu, dacă unul are 2 metri și 120 de kg și e și luptător și e și sportiv, și își face belea cu mine care am 50 de kg și am 1,60 m, automat și dă drept că eu nu pot să-l bat pe ăla. Și eu acum dacă nu pot să-l bat parte în parte, ce înseamnă? Că trebuie să-i suport, să suport toată viața mea? Că vezi, doamne, nu pot să-l bat parte în parte? Nu! La un moment dat îmi iau și doi 2-3 tovară și dau un cap. Înțelegeți? Într-adevăr, sunt chestii care sunt unul la unul, unul are 60, ălălaltul are tot 60 de kg și vin câte 5-6 bate pe la. Dar, cum erau șmecherii înainte, că de acolo s-a plecat cu treaba asta de au început să se facă brigă, să sară mai mulți pe oameni. Pentru că dacă tu ai 2 metri și ești boxior și ai făcut nu știu ce sport și eu sunt așa, dar nu poți să te bat, că e la mintea cocoșului că nu poți să te bat. Dar asta ce înseamnă? Că trebuie să-ți accept în josele tale toată viața? Nu! Și atunci mă folosesc și eu de ce pot, că de asta îi spune bătaie de stradă, înțelegi? Pe stradă în bătaie nu există frate reguli. Bă stai că n-ai voie să dai la coaie, n-ai voie cu cuțit, n-ai voie cu nu știu ce, bă e pe stradă în pula mea, dacă nu te și fă sparing în link și fă din ala de performanță și n-ai voie cu nimic, înțelegeți? De asta îi spune bătaie de stradă, acum s-au mai întâmplat cazuri, da, când au sărit 5-6 pe un schilot sau, bă alea, da, n-are niciun rost, Sau ăștia de abuzează, băi, în primul rând un om când de jos, că am mai văzut niște discuții. Și multe chestii am avut pe cineva care, fiind omul jos, lat, bătut, da? A spus briceagul și a mai dat și un ancur. Asta nu-și mai are rostul, dar când omul e lat jos, n-ai voie să mai dai în el. E lege, una la mână. Că ce pula mea mai vrei să mai faci? Îl bătu și îl pusă și în cap, e zacelat. Ceau, la revedere! Doi la mână, nu știi cum îi dai când mai ieși și jos... Că el dacă e jos, nu e de bine ce e. E jos că ori își În momentul, hai să vă spun ceva. Că zice, domne, în barbă, barba nu are mușchi. Într-adevăr nu are mușchi. În momentul când cineva e lovit în barbă, da, oricare, creierul mic din spate, instantaneu, la lovitură, într-o fracțiune de secundă, pleacă și revine la loc. El zvâgnește în momentul când îi dai în barbă, înțelegi? Și de aceea, multă lume adorme sau domne, i-am dat să sfore, sau luat l-a luat Pentru că, în momentul când ești lovit în barbă, da, cu putere, creierul mic din spate se desprinde puțin de la locul lui și revine înapoi. Bam, bam. Și în momentul ăla îți iei somn. Da? E. Păi dacă ăla deja îți luă somn și e căpiat, că nu mai e bun, dar nimic, că nu mai ești bun după somn, trebuie să stai două ore să-ți revii. La ce pula mea te mai pui cu picioare pe el sau scoți briceacul să-i mai dai tu un curs? Nu mai are niciun rost treaba asta, înțelegeți? Ca aici vreau să ajung am văzut și am avut parte de bătăi toată viața mea. Eu am fost crescut în bătăi, da? Dacă am stat pe stradă, cam am stat prin oraș cu ani, nu mai contează. Și am văzut, noaptea e lungă, înțelegi? Noaptea e lungă și noaptea umblând prin cercurile în care umbli, pentru că noaptea nu umblă oameni de bună credință. Nici în cluburi, nici pe niciunde. Noaptea cine iasă? vagabonții, ăia, 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 nu iasă niciunul de la rar de tot, doctorii stau până la 12 la 1 la discotecă și poate să se ducă acasă, înțelegi? Dar în general, lăsând la o parte lumea normală, noaptea, da, în viața de noapte, întâlnești 80% numai infractori sau vagabonzi. Și automat n-au cum să se întâmple lucruri bune în viața de noapte, decât bătăi și scandaluri, că nu e asta seară, că nu e mâine seară, dar săptămâna care vine sigur. Deci, de undeva apare. În general, noaptea lumea se droghează, lumea bea, ziua nu. Noaptea pe la 3 la 4 când se sparge orașul, atunci e cea mai nasoală oră posibil, înțelegi? Pentru că toată lumea e beată, toată lumea e drogată, da? Eu vă spun că am stat în oraș și în Craiova am stat ani de zile. Ani de zile, noapte de noapte, noapte de noapte, noapte de noapte. Și am văzut zeci de mii de oameni ieșind și intrând în discoteci și iar la fel. La ora 3 la 4 toată lumea e matrafoxată, toată lumea și aduce aminte de, de, dușmani, toată lumea și aduce aminte de nu știu ce frustrare. Orașul fiind mică, la noi nu eu sunt orașe ca New York, înțelegi, să fie unul la 26 de kilometri și unul aici, da? Se mai întâlnesc, se mai alea. Băi, ideal pentru copiii din ziua de azi, da? Și v mai spus eu, să nu se lasă influențați de așa zis și smart 2, care văd pe rețelele de o socializare, pe la televizor, picolo, picolo. Pentru că în momentul când ea să băteau, una la mână, era o dubă, era un aro de poliție în tot orașul pe vremea aia, da? nu erau ca acum 177 de mașini de civil și așa, era o dubă de, de poliție, un aro din la prică și îți dai seama să nu erau lumini pe străzi, nu era lumea care e acum, înainte da. Cel mai important ar fi să evitați și dacă vă uceți prin cluburi noaptea și dacă vă uceți, nu știu, pe la petreceri. Și dacă voceți pe unde vă duceți, unde sunt anturaje din ăștia mai, mai, mai dubioase, să evitați orice scandal, să evitați orice bătaie. Mulți dintre voi nu sunteți de bătaie. Nu o luați în nume de rău, că vezi, doamne, alții sunt. Nu, nu ați avut de-a face cu așa ceva. În primul rând, pentru a defini un bătăuș, da? bătăușul de stradă, nu înseamnă că domnul e bun, că a făcut box, că știe să bată, că știe să facă. Nu. Tot ceea ce contează e inima cel mai nebun câștigă, ca să știți de la mine. Nu contează care 12 kg, care 70, care 90. Niciodată în viață să nu subestimezi pe nimeni. Când te duci la vreo bătaie și te duci la vreun scandal sau când te cerți cu cineva și te cerți mai rău, așteaptă-te și pe la de 16 ani să-ți dea să faci spume la gură. Să nu subestimezi că e slab, că e așa, că e așa. Că subestimarea e cea mai impuțită chestie pe care ți-o faci tu ție. Dar, revenim la treaba asta. Nu, nu, nu există, spuneți și -mi, mie câți dintre ăștia de cunoașteți voi de sunt așa, au făcut sport sau nu există așa ceva. Bătă ușul de stradă, cine are cea mai multă inimă? Și cea mai importantă regulă dintre toate, da, pe care am învățat-o eu, poate na, alții sunt de altă părere, e să nu-ți fie frică de bătaie. În momentul când nu-ți se frică de bătaie, te doare în pulă. Că ei, că dai, nu contează, participe acolo, în fine. Eu zic că cel mai important, da, că vreți să ascultați un sfat așa de la un băiat, să evitați, chiar dacă vă duceți pe undeva și unii sunt mai, mai beți, alții sunt mai recalcitranți, cel mai indicat e să eviți, să ții prietena de mână sau cu cine e, să pleci din locul respectiv. Nu e o umilință, nu e o înjoseală, că nu sunteți totorina, să zice, domnule, l-au înjosit pe totorina, a plecat totorina din barcă, au venit ei, înțelegeți? Nu e nicio înjoseală, nu e nicio umilință, până la urmă nu v a făcut nimeni nimic. Dacă simțiți că e loc de scandalul și de ăștia, ieșiți fraților, duceți în altă parte, că vă spun ceva. Viața asta de stradă nu duce la nimic bun. Și mai ales scandalurile și bătăile. Pentru că, indiferent cum ai dau, tot nu ești bine. Că ei bătaie, ajungi în spital. Că vorba aia, mai fi și tăiat, am văzut cu coși, coși, cu oasele rupte, cu mâini, cu picioare, nu e bine. Că dai, iar nu e bine, că ajungi pe la secție și pe la pușcărie și ajungi să plătești, și să faci sărea cel mai bine pentru voi să renunțați, zic eu, la, la idolii ăștia pe care îi vedeți pe, prin mass media, că până la urmă mass media creează, creează monștri, nu altcineva. Și să vă dați seama că erau alte vremuri, alte timpuri, acum e altceva, suntem în 2021, au zburat, ați văzut, colonizează ăștia Marte, nu mai e ce a fost. Mai importantă ca viața ta și ca libertatea ta, nu e nimic pe pământul ăsta, și ca liniștea ta și ca familia ta. ca un pumn e ușor să-l dai, sau un cuțit, sau o rangă. Și când, când te-ai nimerit și o spune ăla șapte ani și opt ani și cinci ani, o să-ți dai seama și o să realizezi că ți-ai pierdut familie, ți-ai pierdut iubită, ți-ai pierdut tot ceea ce ai strâns să realizezi până atunci. Pentru ce? Pentru două secunde de ciumegăreală care nu te ajută cu nimic. Te dă ăștia pe la televizor două zile și la urmă te uită toată lumea. Nu vei fi o vedetă niciodată. Înțelegeți? Cel mai bine e să vă vedeți de treaba voastră. În fine, Bă, vreau să vorbesc și despre treaba cu, cu asta, că am văzut-o și eu pe Raluca Strigoi, cum îi spune ăștia, Raluca Drăgoi și treaba de s-a întâmplat, că știu că mulți mi au dar de ce? Hai să ne spunem părea și despre asta, știi? Bă, frate, în primul rând cu ceea ce s-a întâmplat cu imaginile alea, le-am primit și eu, le-am văzut, da? Băi, părerea mea, ce să zic? Bine! Bă, bine! Bine, frate! Deci, nota 10 din partea mea, cu felicitări, ai trecut clasa, ai loc oriunde, e bine! Bă, e bine. Deci, bă, când e bine, deci noi în România, de ceva timp de vreme, da, acum mai și glumim, știi, am ajuns să nu mai apreciem o muie făcută cum trebuie. Da? Deci noi nu mai știm să apreciem un oral făcut cum trebuie. Da? Și zicem, domne, uite ce a făcut. Ba din contră, nu trebuie criticată. Da? Pentru că, vedeți, de asta ne pleacă ne pleacă muistele. De asta ne pleacă curvele din țară. Da? De ce au plecat curvele din România? În Germania, în Austria, în Alea? Pentru că sunt criticate. O și pe asta e curvă, vă Nu! Ele trebuie ajutate, trebuie, trebuie, îndemnate să, să creadă în visul lor, Pentru că, frate, aduce un ban comunității. Înțelegi? În fine, nu vreau să vorbesc despre asta. Dar, ce să zic, bine. Acum, eu nu știu dacă e mai mare rușinea ei. Da? ca rușinea lui Bărbasu, ăla cu saxofonul de aposta treaba asta. Adică, bă, frate, hai să zic ceva, fii atent. Că e o curvă și te distrezi și îi dai la muie și faci și putare și o filmezi și e una. Cu toate că nici atunci nu e oamenii șmecherii ce fac ei nu știe nici vântul, nici pământul. Dacă trece una pe lângă ei și întreabă ai făcut pe asta, nu. Cu toate că a rupt-o de 20 de ori. În fine, cu atât mai mult când e nevastă ta, pentru că aia în momentul ăla era nevastă, să era cu el de 6-7 ani de zile, știi? Adică tu să-ți o filmezi pe nevastă ta sau pe gagică ta, care stai de 6-7 ani, că îi dai la muie și după aia să pui pe internet, băi, mi, -mi, se, mi se pare jalnic pentru tine, mă, ca om, nu pentru ea, că ea e femeie, toată lumea suge pula în țara asta, da? Și ălea la televizor suc pula acasă, că asta e sex, pula mea, e... Băi, frate, suntem în 2021, ce dracu ne ferim acum ca pe tipul lui Ceaușescu de educație sexuală sau să vorbim despre așa ceva, că hata, domne, e un subiect tabu. Ok, e tabu, dar toată lumea o suge, toate femeile o sug. Nu contează. Toate, înțelegi? Vorba lui Napoleon, și mama, și sora mea. În fine. Eu cred că e mai mare rușinea lui, mă, decât a ei. Adică ea, până la urmă, făcea, dacă făcea, făcea cu bărbatul, adică... Nu că iau apărarea să mură, dar pula mașia așa logic, știi? Bă, cu cine a făcut? Cu bărbasul. Și care pula mea -i? Wow. Bă, dacă o filmau că făcea cu nu știu cine, cu unul, dar nu era cu el, sau dă te bă, târfa face, dar bă, era cu bărbasul, eram... Cu... Bă, fiecare în casa, în casa lor, da? În casa ta ești în intimitatea ta, frate. Mai ales cu, cu cel cu care ai o relație, îndelungată, știi? Adică stați în casa amândoi, bă, fiecare, nu puteți să-mi spuneți mie că... Înțelegi că nu mai suntem pe vremea lui până și pe vremea lui Ceaușescu. Că nu să știa că, vezi, oameni să dea o casete video pe sumână, că nu le dădea voie la să știe lumea de muie, înțelegi? Dar eu cred că e mai mare rușinea lui, mă, decât, decât a ei. N-am văzut și pe, pe ăsta, pe cum îl cheamă, fratele Luțan, că și el pe acolo, bine, cred că au ei clinciurile lor mai de multe, o face Raluca Strigoi, auzi? Nu Raluca Dădăgoi? În fin. Nu știu. Mie nu mi se pare. Dar ce m-a deranjat este că, că sportul ăsta este criticat la noi în țară cu toate că am putea uh, avea reprezentante uh, la nivel înalt, pe plan mondial chiar. Da? În jocurile olimpice la Tokyo, de exemplu, poate să facă Olimpiada de Muie. Care putem să trimitem și noi un lot. Da? Care îl considerăm noi. Și sunt foarte... E foarte... Uh, urâtă treaba asta, știi? În loc să fie ajutate, să fie îndemnate, să, să practice în continuare, să, să, să facă performanță, să se... În fin. Băi, cam asta e părerea mea despre treaba cu asta cu Raluca, că mi aș cerut o mult pe naivuri. Vă pup, fratele vostru, să vă dea Dumnezeu sănătate. Ne vedem la următorul vlog. Mai lăsați mi și mie aici așa în comentarii despre ce vreți să mai discutăm, pe cine mai vreți să băgăm la, la mijloc, despre cine să mai ălea. Și vă pup să vă dea Dumnezeu sănătate, o zi frumoasă și